Doamnelor, domnilor, bun regăsit la Constanța News TV, sunt Victor Radu. Luăm astăzi o pauză scurtă, e adevărat, de la oceanul de informații care circulă cu și despre pandemia de COVID-19 și ce măsuri restrictive să iau împotriva ei. Continuă campania electorală la Constanța, în ciuda faptului că orașul este în carantină până aproape de ziua alegerilor și, prin urmare, continuăm și noi emisiunile electorale. Nu oricum, ci cu subiecte, alte subiecte, de fapt, în afară de COVID-19, pentru că România mai are multe de făcut și la alte capitole. Invitatul meu de astăzi este Lucian Lungoci, candidat din partea Partidului Social Democrat, filiala Constanța la Camera Deputaților. Bună ziua! Bună ziua! Bine, bine v-am găsit! Cum a fost, domnule Lungoci? Sunteți și administrator special, important de precizat, al regiei județene de drumuri și poduri. Cum a fost acest an 2020 pentru proiectele din infrastructură? 2020 închidem faza întâi a strategiei privind infrastructura drumurilor județene, rețeaua de drumuri județene. Așa cum am spus în 2016, ținta era ca în 2020 să finalizăm refacerea căii de rulare pe întreaga rețea de 680 km drumuri județene asfaltate. În 2016, când am venit la conducerea regiei, din această rețea de 680 km, doar 120 erau într-o stare bună. Restul într-o stare proastă sau foarte proastă. Din discuțiile avute cu conducerea Consiliului Județean, cu domnul Horia Marius Suțuianu, am elaborat un plan de lucrări pe 4 ani de zile, care trebuia să acopere întreaga rețea de 680 km de drumuri județene cu asfalt. Asta e faza întâi și o finalizăm anul acesta. Urmează faza a doua, că acest proiect are și faza a doua, că trebuie să menționăm că există în inventarul Consiliului Județean și o rețea de 180 de km drumuri județene, o rețea secundară care sunt la stadiu de pământ sau piatră. Sunt proprietatea Consiliului Județean aceste drumuri, nu sunt circulate, circulabile, dar ele există. Parte dintre ele, cel puțin 100-110 km, pot deveni artere destul de circulate, aș putea spune artere importante, legături importante pentru județul Unde Constanța. Unde sunt acestea pentru cei care nu le cunosc? În tot județul, nu numai într-o zonă aparte. Și vă dau un exemplu. Cogealac, grădina Pantelimon. Este un drum județean la nivel de piatră, n-a avut niciodată asfalt. Acel drum poate deveni o arteră foarte importantă, continuând, deci Cogealac, grădina Pantelimon, Pantelimonul de jos de Nedoia. În momentul acela, acest drum județean leagă cele două drumuri naționale, cel care duce spre Tulcea, spre Mihai Viteazu, și cel care duce spre Hârșova. În acest moment nu există nicio legătură între aceste două drumuri naționale. Deci v-am dat un exemplu în care un drum de piatră, actualmente de piatră, prin modernizare, poate deveni o arteră foarte importantă în județul Constanța. Asta e, aici vorbim de etapa a doua. Hai să revenim la întrebare, unde suntem în 2020? În 2020, din cei 680 de km, scăzându-i pe cei 120, care erau buni, sunt buni și acum, nu am reușit să atacăm, să reparăm, să atacăm, așa cum spunem noi, 20 de kilometri. I-am lăsat 20 cei 680. Din 560, să spunem, din 560. Nu i-am atacat, nu ne-am ocupat de ei. Sunt două tronsoane de drum județean în zona de nord a județului, Runcu Pantelimon și Pantelimon de Nedoia. De ce nu ne-am apucat de această lucrare de 20 de kilometri? Pentru că în acea zonă există 5 cariere de piatră care funcționează la capacitate maximă. Anul trecut am făcut un audit de trafic și am constatat că zilnic pe aceste tronsoane de drum circulă 250 de, în medie 250 de camioane cu încărcătură de peste 40 de, mare de tone. Da. Bun. Ori o lucrare de întreținere pe acești 20 de kilometri, lucrarea de întreținere în ce constă? În evacuarea căi de rulare a asfaltului degradat, asfaltul existent, și turnarea unui covor asfaltic nou. Dar nu lucrez la fundații. Ori, practic, drumul are o problemă de fundație acolo. Are o fundație foarte mică, sunt drumuri construite acum 70-60 de ani. Pentru anumite utilaje sau mașini care circulau atunci pe drumurile județene, nu s-a gândit nimeni
la acel moment că tehnologia va evolua atât de mult încât să avem autocamioane de mare capacitate la masă peste 40 de tone. Cert este că acolo este nevoie de o reparație capitală a drumului, de modernizare, o lucrare de investiții, care trebuie să, practic, evacuat total drumul existent. Că să ajunge undeva la nivelul unde sunt drumurile acestea de piatră acum, poate chiar evacuat, la nivelul de muncă mă refer. Da, evacuat drumul existent, o fundație de minim un metru înălțime, două straturi de asfalt, astfel încât să reziste la acest tonaj ridicat. Lucrarea de investiție, de modernizare, implică și o muncă de documentație, plecând de la expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, proiectul și, bineînțeles, urmează execuția și, ce este cel mai important, fondurile, bani. Pentru că o lucrare de investiție, de modernizare, față de una de întreținere, este cam de 10 ori mai mare, ca și valoare pe fiecare kilometri. De 10 ori. Practic, construiești un drum de la zero, plecând de la fundație, repet, fundație de un metru și două straturi de asfalt. Ori lucrarea de întreținere constă doar în frezarea asfaltului existent și turnarea unui covor asfaltic nou. Diferențele de preț sunt foarte mari. În acest moment, partea de studii, de documentație, este finalizată. Am înțeles la colegii mei din Consiliul Județean de la Direcția de Fonduri Europene că s-a găsit și sursă de finanțare. Se va scrie. Deci pe bani europeni. Da, proiectul respectiv. Și undeva, să spunem, la anul sau anul celălalt, 2021 să aibă un contract de finanțare semnat, o procedură de achiziție publică și un constructor se apuce de acea lucrare, poate final de 2021, dacă nu 2022. Așa ne-am dorit noi, așa vrem, văd eu lucrurile. Să vedem ce va face noul Consiliu Județean. Practic... Păi chiar așa, dacă nu veți mai fi la regie și veți deveni deputat? Au un plan de lucrări, atât pentru 2021 este pregătit, faza a doua aceasta de care vorbeam, a strategiei făcute în 2016, un plan de lucrări pentru 2021 și un plan de lucrări 2022-2024. Ar trebui să se țină de el. Om trăi și om vedea, nu? Da. Dacă lucrurile au funcționat pe modelul pe care l-am implementat eu, lucrurile au funcționat 4 ani de zile, nu văd de ce nu ar merge mai departe să meargă pe acest model, pe planurile de lucrări pe care le-am făcut. Inclusiv aceste drumuri de care spuneați neatacate, așa cum v-ați exprimat, de care cred că știe foarte puțină lume. Cei din zonă știu, locuitorii din zonă știu. Nu știm noi din Constanța sau populația din municipiul Constanța poate nu știe de drumul de la Grădina Pantelimon. Nu s-au dus pe acolo. Dar cei din zonă știu și este și o problemă lor, dacă vorbim de Grădina, toate serviciile de administrație publică sunt evidența populației, taxe, impozite, registrul agricol, toate sunt la Cogelac. Practic, oamenii de la Pantelimon, Grădina, să meargă, să ajungă la Cogelac, merg pe drumul acesta de piatră. Chiar este și o problemă punctuală a populației din zonă. Nu vorbim de viitoarea arteră importantă de trafic în județul Constanța, acel drum. Au fost 4 ani de zile în care sunt mai exact 443,66 km de covor asfaltic nou pe rețeaua de drumuri județene. Pe lângă aceștia am avut și am reluat un proiect mai vechi, început în 2009-2010, l-am găsit blocat, o lucrare, este singura în județul Constanța de acest fel, Siliștea Tortoman Megidia pe DG224, o lucrare cu tehnologie modernă, soluții tehnice moderne, o lucrare de reciclare la rece in situ a drumului existent. Este un alt tip de lucrare. Un alt tip de lucrare, pe lângă lucrările clasice. E o mândrie pentru noi, pentru RAJDP deține singurul utilaj de acest gen în județul Constanța și, din câte știu, sunt 9 sau 10 în toată țara. Sunt utilaje moderne care reduc costurile la
o lucrare sau să spunem la o reparație capitală a unui drum existent. O tehnologie modernă care utilizează asfaltul vechi îmbătrânit, fundația poate slăbită, se vine cu un aport de piatră, un liant hidraulic, un utilaj foarte mare care amestecă toate aceste materiale, drumul existent și adausul respectiv, îl sapă până la o adâncime de 40-50 de centimetri, toarnă în spate un beton semi-uscat. Există o procedură de 10 zile de compactare, cilindrare, udare continuă, astfel încât după 10 zile avem acolo o fundație de 50 de centimetri de beton, peste care se pun două straturi de asfalt și vă asigur că 30 de ani nu mai umblă nimeni la drumul ăla. Domnule Lunguci, ne gândim, cred, cu toții la vremurile acelea în care vom vedea din nou, deși nu ne dorim poate, drumurile spre litoral aglomerate. Uh-huh. Semn că la un moment dat ne vom reveni. Cât de aproape este acest moment, nu cred că știe nimeni, nu cred că preconizează nimeni în momentul de față. Era o discuție la un moment dat despre acele sau acea rută alternativă către sudul litoralului. Știm cu toții că în fiecare vară, cel puțin verile trecute mai puțin aceasta, evident, dar se circula foarte greu către acea zonă, se mergea practic pe centura Constanței, da, la ieșirea de pe autostradă, pentru a merge apoi pe DN39, parcă, DN39 creșesc, da. spre Agigea, Mangalia. Da, și spre stațiunile din sud. Există totuși o rută alternativă despre care foarte puțin constanțeni, nu mai zic de turiști, o știu. În ce stadiu este? În acest moment nu este realizată. Nu este construită. Haideți să vă explic. O rută alternativă poate pleca din localitatea Agigea, Techirghiul, să spunem, pe partea cealaltă a lacului, da, deci a lacului Zarguzon, să ajungă, să ocolească localitatea Moșneni și să se înțepe în DN39 în sensul giratorului de la Olimp. Cam acesta ar fi traseul, dacă ne-l imaginăm. Okay. Bun. Ce se întâmplă? Pentru 80% din acest traseu există o proprietate a Consiliului Județean de un drum județean de pământ, cu o lățime de 6 metri, care îți permite să faci, să construiești un drum cu o bandă pe sens, atât. În același timp, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR-ul, Compania Ministerului Transporturilor, lucrează la studiul de fezabilitate pentru o asemenea rută ocolitoare. Dar care să aibă... Tot acolo. Tot să aibă un regim diferit. Tot în această zonă. Așa. Ori eu i-am rugat în ultimii 2 ani de zile, hai să corelăm proiectele. Haideți să le corelăm, să le suprapunem, pentru că ne vom face de tot râsul peste 2 ani, peste 3 ani când vor fi realizate, din punctul A în punctul B, ca două entități diferite să creeze două drumuri diferite. Consiliul Județean pe o parte cu acest drum, cu o bandă și o bandă, și să spunem CNAIR-ul poate un drum cu două benzi pe sens. Asta e de știre. Dar este vorba de oportunitatea cheltuirii banului public. Dacă cele două entități nu colaborează, ne vom trezi, poate unii reușesc să-l facă peste 2 ani, poate unii reușesc să-l facă peste 4 ani. Dar ne vom trezi din localitatea A în localitatea B cu două drumuri diferite, care unul pe lângă celălalt. Mai mult decât atât. CNAIR-ul nu deține niciun metru pătrat de teren în acea zonă. Ca să-și facă acest traseu, acest drum, Ministerul Transporturilor trebuie să treacă la exproprieri. Da, la orice fel de... Bun. Propunerea mea și sfatul meu și poate cu ajutorul dumneavoastră cineva să ajungă să înțeleagă lucrul acesta, să folosească traseul existent al drumului județean de pământ, care de bine de rău reprezintă o proprietate a statului român, a Consiliului Județean Constanța, cu un culoar în unele zone de 6 metri, în unele zone de 8 metri, dar există ceva, ai ceva existent de la care să pleci. Ai nevoie de expropiere și ai nevoie de un culoar de 20 de metri pentru un drum cu 4 benzi, 2 pe sens, mai expropiezi stânga-dreapta. Dar faci la fel o economie la bugetul statului. Nu expropiezi pentru un drum nou. Nu pentru un drum nou, pentru un drum existent, un traseu existent și îți mai trebuie teren stânga-dreapta, da, să faci drumul mai lat. Mai faci o economie.
Cu siguranță se va face această rută ocolitoare, mai mult decât atât. Ordonanța de guvern 43 din 1997 spune că acolo unde drumurile naționale sunt supraaglomerate, administratorul drumului, adică CNAIR, DRDP Constanța, are obligația de a identifica rute alternative. Deci nu e o problemă... Din ce îmi spuneți că e? 93. Este o ordonanță de guvern care reglementează regimul juridic al drumurilor. Și acolo discută de drumuri naționale, de drumuri expres, de drumuri județene, de drumuri comunale, de străzi în localități. Este actul de căpătâi referitor la drumuri, indiferent de natura lor. Și când ajungem și la aceste rute ocolitoare, spune administratorul drumului național, în cazul în care sunt ambuteiaje, aglomerații, are obligația de a identifica și crea rute alternative. Deci este o obligație a Ministerului Transporturilor. Presiunea pusă pe Consiliul Județean Constanța în ultimii 4 ani de zile să rezolve o problemă a Ministerului Transporturilor, mie mi s-a părut aberant. Și totuși, dialog cu cei de la CNAIR a existat? Nu a existat dialog. Dacă vreți să discutăm de modul în care a existat acest dialog foarte, foarte întrerupt, gândiți-vă că ne-au luat 2 ani de zile să ne punem la aceeași masă să reușim realizarea sensului giratoriu de la Lumina. Făcut pe DN, pe drumul național. Făcut abia anul acesta. Anul acesta, da. Construit pe drumul național și intrat avea nevoie de 20 de metri, 25 de metri din drumul județean. Le-am răspuns atât RJDP ca administrator al drumurilor județene, cât și Consiliul Județean ca proprietar al drumului județean încă de acum 2 ani de zile. Da, aveți acceptul nostru de a construi acel sens giratoriu, inclusiv pe suprafața drumului județean. 2 ani de zile ne-au luat să semnăm hârtile. 2 ani? Da. Dacă ați văzut... Bine, doar pentru cine nu știe... Construcția efectivă a sensului giratoriu a durat, nu știu, da, o lună jumate, 2 luni cât a durat. Da? 2 ani ne-am plimbat cu hârtile. Vorbeam de acel dialog. Și câte accidente au fost acolo. Da. Da. Cert este că la 4 ani de zile eu sunt mulțumit, bucuros că am reușit să schimbăm fața drumurilor județene în județul Constanța. Am discutat cu oameni în județ, cu primari, cu locuitori. Da, într-adevăr, a durat 4 ani de zile. Dar ceea ce nu se făcuse în ultimii 15-20 de ani, este bine că s-au realizat măcar în acești 4 ani de zile. Mai sunt multe de făcut. Dacă vorbim de drumul județene, mai sunt multe. Mai știți cum sunt românii. Când se face, când nu se face, de ce nu se face, când se face, de ce s-a făcut așa de târziu. Cu asta trăim. E bine că putem și cu siguranță se vor dezvolta zone în județul Constanța. Am avut în primii ani, în primii 2 ani, ca prioritate drumurile județene cu potențial turistic sau din zonele cu potențial turistic. Și, uite, de exemplu, DJ223, Cernavodă, Seimeni, Dunărea, Capidava, Topalu, Hanul Morilor. Este un drum care trece pe malul Dunării prin toate aceste localități, un drum care face legătura și cu autostrada, cu A2 la Cernavodă, practic o zonă turistică cu un potențial fantastic pe malul Dunării, cu cetatea de la Capidava, practic acum pe acest drum asfaltat, de acum 2 ani de zile, nu circulau autocarele cu turiști pe acolo, că nu puteau să meargă, într-adevăr, era un drum cu foarte multe probleme. De la autostradă, de la A2, din Cernavodă până la Capidava, cred că faci maxim 20 de minute. De la București până la Cernavodă, pe autostradă, o oră și 10 maxim. Deci dacă stăm și ne gândim, în toată salba aceasta de localități, Seimeni, Dunărea, Capidava, Topalu, Ghindărești, mai la nord un pic, se spune. Toate aceste localități pe malul Dunării pot atrage investiții pentru turism în acea zonă, pentru că, iată, într-o oră și jumătate poți ajunge din București pe autostradă și după aceea pe acest drum județean. Cu siguranță, în anii următori, în urma acestor investiții făcute pe drumul județean, zona se va dezvolta. Așa e, foarte frumos. Cred că am fost acum vreo lună și jumătate în zona aia acolo.
și într-adevăr de la Topalu, toată zona este superbă. Super. Și nu suficient de exploatată din punct de vedere turistic. Absolut deloc. Nu, dacă bine, acum și mai puțin. Nu, acum nu, dar nu avem unități de cazare, nu avem unități de alimentație publică, dacă un restaurant, nu există. Cineva trebuie să mediul privat să investească în acea zonă, statul, Consiliul Județean să promoveze această zonă, să investească în promovare, astfel încât în următorii ani de zile, ani, 2 ani, 3 ani, să se construiască pensiuni, unități de alimentație publică, să fie promovată zona, inclusă în circuite turistice și să aducem turiști în acea zonă. Și portul pescăresc, să spun așa, de la Ghindărești, iarăși era o poveste foarte la Ghindărești și la Capidava trebuia făcut. Și la știu doar din Ghindărești, nu mi-aduc aminte de Capidava. Mi se pare că de la Ostrov până la Hârșova, pe toată zona de Dunăre, cred că sunt 6 proiecte de porturi. Bun, un alt proiect care se leagă de numele dumneavoastră este denumit generic Replantăm Dobrogea, acest al perdelor forestiere. Acum proiectul în sine a mai existat, a mai fost pus în practică, a ajuns la un moment dat chiar la un anumit nivel. În ce constă cel pe care l-ați propus dumneavoastră? Într-un parteneriat statul și proprietarul de teren. Public-privat? Public-privat, hai să-i spunem așa, dar parteneriatul ăsta public-privat, o relație din care ambele părți să câștige. Este, cum se întâmplă treaba asta, cred că toți vor să afle. Deci față de varianta actuală, că în varianta actuală nu câștigă ambele părți. Varianta actuală a legislației, pentru că există o lege pentru înființarea perdelor forestiere, a trupurilor de pădure, dar ea se axează în preponderență 90% pe expropiere. Ori am văzut ce se întâmplă în cazul unui expropieri, trebuie făcut un raport de evaluare asupra terenului respectiv. Raportul de evaluare nemulțumește proprietarul de teren. Mă uitam la expropieri făcute în 2018-2019, acum un an, acum 2 ani, pe raza localităților Cumpăna, Bărăganu, Megidia, zone pe lângă A2, pentru aceste perdele forestiere, în formula actuală a legii, oamenii au primit de la stat o medie de 3.500 de euro pe hectar. Ori în acest moment, orice hectar de teren, 3.500 de euro. Atât a stabilit raportul de evaluare. Ori în acest moment, un hectar de teren în județul Constanța, de teren agricol, arabil, se tranzacționează, se vinde cu sume între 6.000 și 10.000 de euro. Depinde de localitate, de zonă. Ori din start, omul pierde. Din start este cineva nemulțumit. La jumătate. Da, la jumătate. Deci din start ai nemulțumit pe cineva. Ce vreau să modific? De ce să dai stat 3.500 de euro acum, astăzi, toți banii și oricum omul este nemulțumit? Proprietarul rămâne cu terenul, cu hectarul respectiv, îl pune la dispoziția RomSilva statului. Foarte important această activitate să o facă statul român prin RomSilva. Nu cum s-a întâmplat în proiectul de care discutați, cu tot felul de societăți private care au avut alte interese decât cele de a duce programul la capăt. Deci, proprietarul rămâne cu terenul, îl pune doar la dispoziție, RomSilva execută lucrarea de plantare, de împădurire, iar pentru faptul că persoana respectivă a scos din circuitul agricol un hectar, să spunem, care este subvenția pe care o primește astăzi? Toate subvențiile, că sunt mai multe subvenții cumulate, fac undeva la 350 de euro. Va încasa în continuare subvenția pe care o lua cât dacă avea terenul arabil agricol, că îl scoate din circuitul terenului agricol, va încasa acea subvenție de 350 de euro, să spunem, nu mai e cheltuiala statului cu 3.500 imediată. Statul va da doar 350 de euro anual, să spunem, timp de 5 ani de zile. 5 ani de zile în care proprietarul de teren are obligația să îngrijească liziera respectivă, trebuie să aibă și proprietarul o obligație. În 5 ani, în 6 ani de zile, plantația respectivă ajunge la maturitate, se oprește subvenția de la stat și poate fi exploatată masa lemnoasă în condițiile legii forestiere, să aibă un profit din această activitate de exploatare a masei lemnoase. O variantă în care câștigă toată lumea. Statul nu mai cheltuie acei 3.500 de euro imediat astăzi, cheltuie 350 de euro
pe an, ori 5 ani sau ori 6 ani, maxim 2000, dar îi dă și în rate, dumneavoastră ați rămas proprietar de teren, n-ați fost deposedat de teren, deveniți și proprietar unei liziere, unui trup de pădure, exploatați masa lemnoasă în condițiile legii și veți avea un profit din această activitate. În ce sens exploatează masa lemnoasă? Ca să prin tăiere, printr-o tăiere controlată. Copacii care urmează să fie tăiați anual sunt marcați, însemnați de către inspectori, de către specialiștii Rom Silva, astfel încât să existe un echilibru între ce se taie anual și ce crește de la an la an. Pentru că discutăm în Dobrogea cu preponderență pădure de salcâm, plantații de salcâm. Salcâmul știți foarte bine că se înmulțește aproape, să spunem, necontrolat. Dacă a prins zonă liberă, dacă astăzi tăiem, să spunem, 5-7% dintr-o zonă, el se va înmulți, va acoperi zonele libere. Toate aceste modificări pe care vreți să le aduceți legii, le veți pune într-un proiect separat? Veți avea pârghiile acestea dacă veți ajunge deputat? Păi, în primul rând, cum se materializează? În primul rând, eu cred că este nevoie doar de amendat acest act normativ deci, care există, dar dacă există un act normativ care are destul de multe prevederi bune. Ce este practic greu de pus în aplicare, această expropiere. Restul trebuie menținute. Eu discut doar de o amendare a acestui act normativ. Bineînțeles că va fi nevoie de un număr de semnături din partea colegilor ca să reușim să impunem aceste amendamente, această amendare a actului normativ. Mult succes! Bun, mai departe. Nu vorbim doar de aceste liziere, eu am plecat de la ideea de protecție naturală a drumurilor județene, că vedeam ce ni se întâmpla iarna. Când erau două mari probleme, două, să spunem, principii fundamentale pentru care acest proiect s-a născut, cred că de la început, acela al protejării drumurilor, că sunt naționale, că sunt județene, că iau strada, și gradul de deșertificare. Stoparea deșertificării suntem în Dobrogea. Județul și noi și Tulcea, dar special noi, cu cel mai, cred că cel mai mare grad de deșertificare din țară. Cu sigur, dacă nu, cred că din zona asta Europei. Am avut întâlniri în ultimele două luni cu foarte mulți proprietari de teren sau arendași, persoane care au asociații agricole, au și în arendă zone mari de teren în județ. Toți își doresc și toți văd beneficiile acestor perdele forestiere chiar pe terenurile agricole. Nu vorbim de rolul de protecție la drumuri. Protecție pentru terenurile agricole, pentru solurile lor. Dar de aici pleca discuția. Nu doresc să înstrăineze, să fie deposedați, practic, de zone de fâșii de teren, da, să-și piardă proprietățile, în sole foarte mari, să fie proprietățile, practic, ciuntite. Dacă ei rămân proprietari pe terenul respectiv, au zis că fără nicio discuție vor pune terenul la dispoziție. Când îl vedem realizabil? Începând de anul viitor, depus în practică, acum nu știu să vă spun cât durează procesul legislativ de modificare, dar ce pot să vă spun, chiar și în varianta actuală, nu vorbim acum de cheltuiala cu Rom Silva, am în urma discuțiilor avute cu proprietarii de terenuri din județ. Avem patru proiecte pe care dorim să le începem în primăvară, pe cheltuiala lor, nu pe cheltuiala statului, împreună cu asociații de voluntari în care să dăm acest start și să ajungem, nu știu, în primăvară noi ne-am propus 10-15 hectare de pădure de liziere, de astfel de liziere, pe proprietatea unor persoane fizice care au aceste exploatații agricole, pe cheltuiala lor noi venim doar cu forța de muncă. Asta până la modificarea legislativă când va interveni și statul cu plantarea și cu subvenția respectivă. Bun, domnule Lungoș, vreau să facem o scurtă referire la programul de guvernare, cel propus de Partidul Social Democrat, cel din care faceți parte. Președintele Marcel Cioloc a spus că în proporție de 80% acest program de guvernare gândit de socialdemocrați prevede siguranța locurilor de muncă. Corect. Bun, rămâne probabil una din cele mai mari probleme pentru anul 2021. Ce se va întâmpla? Hai să vedem ce se întâmplă acum. Acum avem zeci de mii de firme închise,
peste 1 milion de locuri de muncă pierdute în ultimul an. Am văzut o declarație a unui reprezentant al Băncii Naționale care m-a îngrijorat. Spunea că, da, o posibilă tăiere a salariilor bugetarilor. Ne întoarcem undeva și revedem filmul din 2009-2010 cu o reducere a programului de lucru la 4 zile pe săptămână, de aici să deducem și o reducere cu cu 20%, a salariilor, renunțarea la niște facilități fiscale unor anumite categorii de societăți comerciale, cei din domeniul informatic, de ce să plătească impozit doar 1%, cei din domeniul construcțiilor, de ce să beneficieze de scutiri de la taxe și impozite. Fac o paranteză. În 2019, în 2019, societățile de construcții au beneficiat de scădere de taxe și impozite ale angajaților și obligativitatea salariului minim brut 3.000 de lei. Vă spun că și RGDP, o societate în construcții, salturile prin act normativ, salturile la salarii la cei sub 3.000 de lei era salariul minim 2.000 de lei, 2.100 era. Toate salariile au ajuns la 3.000 de lei plus acele scutiri de taxe și impozite, practic omul, muncitorul, pe care îl vedeți noastră, cu lopata în mână, cu târnacopul la construcția de drumuri, a avut o creștere de salariu de 70% prin acea ordonanță. Ori acum începem să renunțăm la toate, nu este în regulă. De aceea programul de guvernare se axează în principal pe menținerea și creșterea numărului locurilor de muncă. Cum putem să facem acest lucru? Prin sprijin din partea statului către toate companiile. Că vorbim de companii mici, mijlocii, de companii mari, sprijin către toate companiile din toate sectoarele pentru a produce în România. Tot ceea ce este produs în România și, să spunem, un principiu de bază al programului de guvernare și a anilor care vor urma, este și produs fabricat în România. Sintagma fabricat în România. Trebuie să încurajăm producția românească, să încurajăm orice societate comercială, orice firmă care produce în România, că va produce cu angajați români, indiferent de capitalul, că este capital autohton sau capital străin, are capital străin, important este că va produce cu angajați români. Fără stimul din partea statului, fără sprijin, fără subvenții, nu se pot menține locurile de muncă. Nu pot fi menținute toate aceste societăți comerciale în viață. Pentru că ne apropiem de final, domnule Lunguci, așa spuneam și la începutul emisiunii, orașul Constanța este în carantină până aproape de ziua alegerilor. Carantina ne întoarce cumva, prin măsurile ei impuse, în starea de urgență. Adică, în mare, sunt cam aceleași măsuri. Nu avem voie să ieșim din casă decât cu motiv întemeiat, nu avem voie la întâlniri, nu că am fi avut până acum voie. Campania electorală e cumva văduvită de multe din acest punct de vedere. Ce le transmiteți celor la care, nu știu, nu puteți să ajungeți, celor cu care nu puteți să vorbiți în vederea acestor alegeri? Ce să le transmit? În primul rând, să vină la vot pe data de 6 decembrie. Este foarte important. Dacă domnul Iohannis și Partidul Național Liberal chiar au dorit cu tot din adinsul să țină alegerile pe 6 decembrie, pentru că celelalte partide au transmis mesaje foarte clare încă de acum 2 luni de zile, din timpul alegerilor locale, că nu este momentul să continuăm și să ținem alegerile pe 6 decembrie. Domnul Iohannis și Partidul Național Liberal, pentru câteva procente, pentru a-și menține procentele și să nu aibă pierdere din ce în ce mai mare, doresc cu tot din adinsul să ținem alegerile pe 6 decembrie, neinteresându-i de sănătate, de viața românilor. Dacă tot își doresc acest lucru, vom merge toți pe data de 6 decembrie la vot. Alegem Partidul Social Democrat, care are un program de guvernare coerent, și trebuie stopată toată această nesiguranță și toate aceste măsuri care ne-au adus în această situație ale actualului guvern. Actualul guvern nu mai are ce căuta la conducerea țării. Regretați că plecați de la regia de drumuri? Dacă veți ajunge deputat? Nu regret. Sau într-o mică parte, că m-am atașat.
te atașezi. E când vezi ce ai reușit să construiești, că pe lângă sutele de kilometri de drumuri, cea mai mare mulțumire este că am luat o regie în pragul falimentului, cu un picior în groapă, era un pas de faliment, cu 61 de milioane de lei datorii către creditori. În acest moment mai sunt de achitat doar 14 milioane de lei. Anul acesta, 2021, terminăm programul de reorganizare. Faptul că am menținut 250-260 de locuri de muncă, că n-am avut o întârziere la salarii, că n-am avut o întârziere la plata taxelor către stat, că n-am avut o întârziere la plata către furnizori, e o mare, mare mulțumire și lucruri care m-au făcut să mă atașez de regie, de oamenii de acolo. Le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut, că nu construiam toate aceste lucruri fără ei, este normal, dar cu siguranță cred că îi voi putea ajuta și din cealaltă postură pe viitor. Domnule Lungoș, vă mulțumim pentru prezență, vă mai așteptăm, mult succes! Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, rămâneți pe Constanța News TV.